giving nu totdeauna este adevăratul givingness, dacă se poate spune așa. Așa, Peyton era un om foarte deschis. Te duceai la el, te dai mâna cu el și de multe ori zicea, vino cu mine, mergem în trăsură. Și când venea timpul să plătești pentru trăsură, când băgai tu mâna în buzunar, el băga mai repede și scotea banii în locul tău. V-ar place să aveți astfel de prieten? Da? Sau nu? Dacă cineva, dacă vă duceți la magazin și cumpărați ceva de mâncare și prietenul tău plătește pentru tine, e frumos sau nu e frumos? E frumos, da? Așa este. Și Peyton era un om care îi plăcea să facă lucrul acesta. El primea poate vreo $12 pe săptămână și într-o zi a invitat 4 din colegii lui să meargă cu el. Ei, trebuia să plătească $1 fiecare care mergea cu trăsura. La sfârșit, toți s-au dat jos și Peyton a scos $5 din buzunar și a plătit. Unul din acești prieteni s-a uitat și s-a gândit, măi, e foarte frumos ce face Peyton, dar dacă face așa mereu, el nu o să poată să-și plătească lucrurile necesare pentru viață. Și vorbea cu altul și zice, nu e bine că Peyton face așa. Și celălalt a zis, Peyton e un băiat foarte bun, foarte rafinat. Anyway, Mervyn lucra în același loc unde lucra Peyton. Dar el era mai grijuliu cu banii. Rare ori pleca el în excursii, rare ori plătea el bani pentru lucruri ca o plimbare cu trăsura. Și toată lumea îl privea și zicea, Mervyn este un om foarte egoist, e prea strâns cu banii. Dar, într-o zi s-a întâmplat ceva care a schimbat părerea la tuturor, la toată lumea. Într-o zi, unul din prietenii lui Peyton s-a dus la o văduvă. Știți voi ce e o văduvă? Widow? O femeie fără bărbat. Da. Soțul ei murise și rămăsese cu 4 copilași. Și ce făcea ea ca să-și întrețină copiii, să le dea hrană? Ea spăla rufe, le călca și le ducea acasă la oameni. Și oamenii o plăteau pentru rufele care îi le spălau. Așa. Doamna asta vorbea cu prietenul lui Peyton și zice, vai, ce grea e viața mea. Zice, e atât de greu să spăl rufele oamenilor. Și zice, de multe ori, uite să mă plătească. Și chiriașul meu, omul la care stătea ea, vrea banii pentru chirie și n-am de unde să-i plătesc. Proprietarul, da. Și acest om o întreba, da, de ce nu te plătește? Cum să uite cineva să plătească? A, uite așa, ei uită și sunt tineri și sunt oameni bine văzuți de lume, oameni rafinați și generoși. Și zice, dar cum se poate așa ceva? Cum să nu te plătească? Păi zice, uite așa, am $15 la oameni care încă trebuie să iau de la ei pentru munca care am făcut-o. Și Peyton îmi datorează 10 din acești dolari și de fiecare dată când mă duc la el, nu pot să primesc banii. Și prietenul ăsta zice, cum, Peyton? Omul acela generos și atât de rafinat să nu-ți plătească ție? Pe vremuri îmi plătea el, zice ea, dar acum de la un timp nu prea mai are bani. Ei, și, da, zice ea, totuși sunt tineri de nădejde. Este un tânăr, îl cheamă Merwin. Și el, de fiecare dată când mă duc la el să-i dau hainele, nu numai că are banii pregătiți, dar știe exact cât îmi datorează și dacă el nu e acasă, lasă banii la portar. Și portarul îmi dă banii. Zice, pentru acest tânăr e o plăcere să lucrez. Ei, și tot așa a trecut timpul. A venit spălătoreasa într-o seară la Peyton, după ce el se plimbase cu prietenii și plătise pentru trăsură. Și a ciocănit, Peyton era gânditor acasă și intră spălătoreasa, doamna Lee o chema. Doamna Lee s-a dus la Peyton și zice, Peyton, am nevoie tare mult de banii aceia. Proprietarul îmi cere banii și eu n-am cu ce să-i plătesc. Peyton, trist, și-a târnat capul și a zis,
Tanti, n-am de unde să vă dau bani. N-am nici măcar un dolar. Nici măcar un dolar sau doi? Nimic. Ah, tristă, a plecat de acolo. După jumătate de oră, el tot s-a gândit și zice, vezi, problema mea este că n-am un salariu destul de mare. Credeți că asta era problema lui? N-avea destui bani? Peyton? Are cineva o idee care era problema lui de fapt? Anthony. Că el poate să adă prea mulți bani la ei când a fost la un magazin și pur mă, el nu mai are bani. Exact. Nu că nu avea destui bani, dar dădea prea mulți bani unde nu trebuia, nu-i așa? Aici era problema. Și el pormă ciocăne un prieten după ce a plecat doamna Lee și zice, Peyton, mă bucur să te văd, ce mai faci tu, prieten bun al meu? Peyton zice, bine. Zice, Peyton, am nevoie de 50 de dolari de la tine. Și Peyton zice, n-am de unde să-ți dau. Și zice, Peyton, tu ești un prieten bun, tu niciodată nu lași pe prietenii tăi în necaz. Eu te știu pe tine, zice el. Zice, da, și dacă n-am de unde să-ți dau, ce să fac? Păi tu poți să împrumuți bani pentru mine. Te duci la șef și împrumuți 50 de dolari pentru mine. Și Peyton se uită la el și zice, ok. Și ăsta zice, dar știi ce, lasă, nu te îngrijora că într-o lună o să ai banii înapoi. Așa că Peyton a promis asta și s-a dus la bossul lui, a luat 50 de dolari, a dat acei 50 de dolari la prietenul lui, care a plecat în New Orleans și de acolo nu s-a mai întors. Deci Peyton a pierdut 50 de dolari. Salariul lui Peyton, ca și al lui Murren, au crescut pe măsură ce trecea timpul. Dar ce credeți? Peyton avea aceleași probleme zi de zi. La cizmar, la brutar, toată lumea la care mergea el avea câte o datorie. Într-o zi, a venit cineva la Peyton și a zis, Peyton, am o propunere, am un business deal, o afacere foarte, foarte bună. Dacă ai 2000 de dolari, poți să faci parte din această afacere și o să faci mai mulți bani cu această ofertă. Peyton a stat și s-a gândit și el fiind un funcționar, un nene care știa cum e cu banii, și-a dat seama că s-ar putea să fie o foarte bună ofertă. Așa că s-a dus repede la bancher și a cerut 2000 de dolari împrumut. Dar bancherul știa pe Peyton și n-a vrut să-i dea banii. A zis, Peyton, îmi pare rău, dar n-am încredere în felul în care folosești tu banii. Merwin a auzit despre aceeași ofertă. Merwin strânsese banii pas cu pas și acum avea 1500 strânși. Și s-a dus la bancher și a cerut doar 500 de dolari. Bancherul avea încredere în Merwin și i-a dat banii. Ei, deci Merwin acum intrase într-o afacere foarte importantă și l-a ajutat mult cu banii pe Merwin. Dar s-a dus acasă Peyton și s-a gândit el, zice, Merwin lucrează în același loc și are același salariu care l-am și eu. Eu am fost un om prost și neînțelept, pentru că toată lumea mi-a zis că sunt un om generos și rafinat, eu m-am luat de gura lor și am dat banii unde nu trebuia să-i dau. Și uite, acum am pierdut o ocazie foarte bună. Și zice, știi ce? Merwin, ca și mama mea, are o mămică care e foarte săracă. Și el, în fiecare lună, îi trimite câte 2 dolari în fiecare săptămână, scuzați, trimite mamei lui bani. Și eu nici măcar un cent n-am trimis la mama mea acasă. Și zice, uite, el cu același salariu, eu am datorie de 500 de dolari și mai mult și el a strâns 1500 de dolari. Și zice, știi ce? Cât trăiesc, eu nu o să mai fac ceea ce am făcut. Și din ziua aia, când au început să vină prietenii la el să zică, Peyton, hai să mergem cu trăsura, ce credeți că spunea Peyton? Anthony. Da. De data asta el și-a schimbat părerea.
Normal spunea, dar acum a zis nu. Zice, dacă tu plătești pentru trăsură, mergem. Și îi spunea, oh, dar eu am un salariu de doar $1,000 pe an. Și Peyton a zis, și eu am același salariu și nu pot să dau bani pentru așa ceva. Lumea nu mai îi spunea că Peyton este atât de amabil și atât de rafinat și generos. Dar Peyton a început să trimită bani acasă la mama lui, a început să plătească pe doamna Lee și și-a achitat într-un an toate datoriile. Nu i-a fost ușor, de multe ori vrea să folosească banii cum folosise banii înainte. Dar deși lumea nu mai spunea că este un om generos și rafinat, el a devenit un om foarte bun de afaceri și mama lui, până la ultima ei zi, a trăit o viață comodă și bine îngrijită. Deci, vedeți voi, a fi corect și a folosi banii înțelept înseamnă să fii mult mai generos decât să dai banii oricui îți cere. Anyway, deci a fi corect înseamnă într-adevăr să fii generos. Domnul să ne ajute pe toți să facem aceleași decizii. Vă mulțumesc, de atenție!